Ce se apucă din interior? Se apucă comanda de largare, aplată. În interior, în principale, se apucă la piept. Da. Da? Cu mâna stângă, aplată pe kinga principală stângă, în interior, kingii principale stângă. Sub kinga piept se apucă comanda de deschidere a parașutei de rezervă. Da. Într-o mișcare continuă se face largarea. Se desprinde comanda de largare din banda velcro, da? Și se întinde brațul în față, la 45 de grade, după o secundă, două. Se extrage comanda de deschidere a parașutei de rezervă. Perfect. Ce ai? Cu baie? Nu, ceva, o bombă. Da, nu. Băi, ce faci? Vai de viața mea! Deja sunt pe zlei și n-am dat-o de pădă din mine. Ce? Tot timpul are iese ce preferată. Lasă-te în pungi pe spate și prinde schinga pieve să nu se iasă iar largarea. Hai! Vezi că tasul acolo, vezi cum îi prind schinga pierd. Jaji, mă ajut, te rog! Ia mâinile de pe chingi, suntem în avion, salt! Ai făcut bord de noapte? Nu închidem ochii, da? Okay. Nu la poate de mâncare. Nu, 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 din nou, sal. Doar simulăm, nu extragem, da? Ți se detașează stinga de pe partea stângă. Da, nu te uiți la mine, doar simulezi. Eu nu sunt aici, că nu sunt aer cu tine. Uite unde sunt eu. Jos, la sol, da? Deci, s-a detașat o chingă. Ți-am spus că nu te uiți la mine, Doamne! Tu ai acolo ceva de făcut, ești singur în aer. Bun. Cum apuci? Arată-mi acum cum apuci. Așa și așa, da? Și ține comandă, da? Dar bagi degetul în interior să nu scapi cumva, da? Ei, acum o să-mi execuți, da? Salt! Am intrat într-o evoluție necontrolată de rotire a voalurii. Se rotește voalura într-una cu noi și nu reușim nici cum să o stăpânim. Ce facem? Nu te mai uiți la mine. Un pic am repede trasă comanda de rezervă, da? Aveți un pic de răbdărică acolo, da? Că v-am spus ce se întâmplă. Pleacă imediat extractoarea de la rezervă, poate o prinde kinga. Alea le băgăm în sânt și le aducem jos. Ia uitați-vă, după ce ați extras comenzile. Așa se aduc comenzile jos, da? Că dacă nu ne încurcă la pilotare, nu le aruncăm pe unde dă Dumnezeu. Poate și sistemul de largare, să vezi că ai loc să-l bagi. Mai ales că avem poziție de training, așa. Păi, mototol, ghem acolo, nu contează, să nu te rănească, să nu te lovească. Da? Deci avem toate șansele să aducem comenzile înapoi. Hai, strângeți trenajorul și mergem la locul din urmă. Comanda de largare asta. Ce-a făcut?